Apropo de foarte uzitata expresie, străinii ne vor rău. Eu le spun, întotdeauna răul cel mai mare nu ne vine din afară, ci dinăuntru nostru. Strict în cazul elevilor, care mai este relevanța din punctul dumneavoastră de vedere a istoriei și a studiului istoriei în acest context al digitalizării și al a tot știutorului internet? Da, este o chestiune foarte simplă, zic eu. De ce? Cred că Bogdan Petricei cu HD-ul spunea așa, fără istorie nu există patrie. Și fără dragoste de istorie, nu există dragoste de patrie. Este o mare ispită internetul. În ce sens? Avem un aspect foarte bun. Accesul instant la foarte multă informație și informație de foarte bună calitate, numai că asta presupune să cauți, să fii îndrumat, să o găsești. Pentru că altfel riscul în contextul bombardamentului informatic de informație, scuze, inclusiv cel relativ la istorie, este de a înghiți cu toptanul teorii care nu au nicio legătură cu istoria. Totuși, să fie totul văzut ca o conspirație ocultă, iluminată, masoneria, ce vreți dumneavoastră. Da, este un risc foarte mare. Dar eu vorbesc cu copiii, ei nu prea intră pe acest flux de informații. Câteodată sunt surprins, neplăcut de faptul că ei nu sunt la curent sau nu urmăresc ceea ce se întâmplă. Chestiuni politice, din societate, de relații internaționale. Ori din perspectiva mea, cel care se ocupă cu meșteșugul istoriei, trebuie să fie conectat, trebuie să fie cât mai informat despre lumea în care trăiește. Istoricul sau profesorul de istorie, el nu trebuie să fie ancorat în trecut. El trebuie să fie ancorat în trecut doar în măsura în care ceea ce s-a petrecut îl face să înțeleagă mai bine prezentul și să perceapă într-o anumită modalitate viitorul. Da. Pe de o parte există un aspect pozitiv, faptul că ei nu sunt interesați neapărat de tot ce apare ca știre. Există un bombardament de știri, practic, vei fi copleșit la un moment dat. De ce? Pentru că asta, într-un fel, îi ferește de manipulare și dezinformare. Eu tot timpul le spun să urmărească pentru a înțelege. Mai ales că noi trăim în anii aceștia, zic eu, o schimbare a paradigmei istorice, încheierea unui ciclu. Un mare politolog, Francis Fukuyama, vorbea pe la începutul anilor 90 de sfârșitul istoriei. El o percepea ca fiind sfârșitul dictaturilor și triumful democrației liberale. Așa percepea ei. Ei, iată că după 3 decenii, nu știu dacă mai suntem atât de siguri că democrațiile liberale au triumfat sau dacă ele nu sunt pericol. Există însă în societatea noastră un dezechilibru major, o radicalizare excesivă în societate, oamenii nu pot fi decât pro sau contra ceva, foarte vehemenți și din păcate puțin dispuși să asculte pe celălalt, să-i asculte argumentele. Eu cred că istoria ar trebui să fie, sau interesul pentru istoria ar trebui să fie mai actual ca niciodată, în condițiile în care observăm că democrațiile liberale sunt puse în discuție chiar în anumite state
ce fac parte din spațiul comunitar european, un spațiu al democrației, fac aici trimitere la caracterizarea acelor regimuri iliberale, iliberalismul. Și copiii trebuie să cunoască lucrurile astea pentru a se feri de dezinformare, de manipularea foarte subtilă și mai ales pentru a înțelege că democrația, libertatea, nu este un bun câștigat pe vecie. El trebuie apărat. Da. Trebuie întreținut. Da, musai. Tot timpul le spun chestiunea asta. De la o democrație spre un autoritarism sau spre un regim în care individul este controlat în totalitate la modul mult mai subtil decât în regimurile totalitare postbelice, știm din păcate și experimentul României postbelice, această basculare poate fi rapidă. În momentul în care omul nu este individul, nu este ancorat în niște repere foarte clare, inclusiv repere istorice. Și atunci putem spune faptul că la școală studiem istoria pe care o studiem, pentru că asta ne poate oferi o percepție nuanțată asupra realității, asupra faptelor istorice chiar cotidiene? Sigur, aici depinde foarte mult de profesor, nu? Modul în care el abordează problematica, pentru că profesorul are o programă. De tot timpul le spune elevilor, dacă există întrebări, dacă există lucruri de care ei sunt interesați, nu e nicio problemă. Le discutăm pe acelea de care ei sunt interesați. Pentru că așa îl poți stârni un pic, îl poți face curios. Mă bucură faptul că sunt copii care sunt interesați, se vede că citesc și pun întrebări. De fapt, atunci profesorul este mulțumit. Adică se simte util când apar întrebările. Ce este desuet și ce este prețios în legătură cu conceptul de patriotism sau cu sentimentul de patriotism? Da, eu sunt deranjat că foarte des o atitudine, să spunem, de bun român sau patriot este asociată cu un festivism care nu are ce să caute, mai ales într-o societate cum este societatea contemporană. A fi patriot nu înseamnă să-ți pui tricololul și să urli sunt român sau să te împopoțonezi cu tot felul de însemne. A fi patriot înseamnă să fii un bun cetățean, iar eu prin bun cetățean înțeleg un cetățean care este responsabil pentru toate faptele pe care le face, să-ți ajuți cetățenii din comunitatea ta, din urba ta, adică să fii implicat civic, să-ți respecti simbolurile, nu? Simboluri care te definesc pe tine ca fiind membru al acelei națiuni, adică imnul de stat, tricolorul, stema, să cunoști semnificația lor, pentru că nu știu câți cetățeni cunosc semnificația însemnelor heraldice de pe stema. Ce să vă spun, Bălcescu, un mare patriot, spunea că o nație care nu-și cunoaște istoria rămâne ca un popor barbar. Și spunea el, vai de acel popor care nu și-a păstrat religia suvenirurilor, adică amintirile, adică memoria istoriei. Din această perspectivă, eu nu sunt adeptul unei istorii triumfaliste, cum vor să prezinte, cum se prezintă de multe ori pe toate rețelele astea sociale, descendența asta glorioasă, Decebal Traian, lucrurile trebuie spuse exact cum au fost, nici înfrumusețate, nici criticate. În sensul ăsta nu sunt adeptul nici acelei istorii demitizate.
trebuie să știți că o națiune merge prin istorie, continuă să existe și prin reperele fundamentale pe care le are. Valorile unei națiuni musai trebuie să includă și aceste repere istorice. Orice mare națiune are un mit fondator și are personaje eroice, emblematice. Da, dar să nu cădem într-un triumfalism. Totul trebuie făcut cu bun simț. Și asta ar fi o definiție a patriotismului. Un om cum se cade, implicat, face totul pentru binele comunității din care face parte și dacă poate și este într-o anumită poziție de execuție, să facă bine și pentru patria lui. Mă aduc aminte aici cuvintele testamentare ale regelui Carol I, un reper al istoriei noastre naționale, care spunea așa: nimic pentru mine, totul pentru țară. Se poate vorbi despre istorii la plural și nu despre o istorie singulară, pentru că se spune că istoria este scrisă de învingători. Asta înseamnă că există o singură versiune? Nu. Vedeți, există foarte multe istorii asupra unui singur fapt istoric care prezintă o semnificație pe scena internațională. Da, există un punct de vedere sau o istorie tradiționalistă, să spunem, o istorie, un curent care se cheamă revizionist, nu în sensul de a... o altă manieră de a privi lucrurile, poate mai tranșantă în relație cu perspectiva tradiționalistă asupra istoriei. Dar, încă o dată, aproape fiecare generație, și eu aici mă refer la cercetători, la istorici, rescriu într-un fel istoria. Nu în sensul de a o deforma sau de a manipula lucrurile, ci oferă o altă perspectivă, diferită. Se observă foarte clar acest lucru după 1990. Eu de multe ori le fac copiilor la istorie o referință bibliografică care mie mi-este tare dragă. Este vorba de lucrarea lui Florin Constantiniu, academicianul Constantiniu, trecut la cele veșnice, o istorie sinceră a poporului român. Este o altfel de istorie. O istorie care aproape n-are nimic în comun cu viziunea tradiționalistă asupra istoriei. Adică încercarea noastră de a ne privi trecutul, de a ne judeca sincer. Cât de sincer putem fi noi? Totuși, cred că acest lucru se știe. Există întotdeauna, chiar și la istoricii onești de foarte bună calitate, o anumită notă de subiectivism. Nu ai cum să fii, să spunem, tins spre a fi total imparțial, dar la un moment dat, știți cum este, cum stau lucrurile, istoria nu judecă. Istoria nu este un tribunal care dă verdicte, ci caută să explice de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat așa? Dar istoricul, vrând nevrând, când își formulează punctul de vedere, automat că el se poziționează într-un mod, în cele din urmă, subiectiv. Adică rămânem până la capăt oameni. Ce alte istorii credeți că ar trebui să cunoaștem? Ce ar trebui cunoscut foarte bine, zic eu, o altă istorie, o istorie a Uniunii Europene. Toată lumea se bucură, beneficiază de libertățile fundamentale pe care ni le-a adus integrarea noastră în spațiul euroatlantic, inclusiv obligațiile. Care este mecanismul de putere? Cum se adoptă deciziile? Care este sau care mai este
rolul statelor națiune în spațiul comunitar. Cred că aici s-ar putea face mai multe lucruri. Adică să dăm oamenilor posibilitatea să înțeleagă că apartenența noastră la spațiul de civilizație, la democrația de tip european, presupune drepturi, dar și obligații. Și încă o chestiune pe care eu le spun tot timpul elevilor. Aceasta apropo de foarte uzitata expresie străinii ne vor rău. Eu le spun întotdeauna rău cel mai mare nu ne vine din afară, ci dinăuntru nostru. Și de ce mai trebuie să cunoaștem orice istorie, să știți? Nu neapărat a noastră sau a Europei. Orice istorie îmi spune ceva. Bine, aceasta este o formulă aproape desuietă, dar rămâne totuși valabilă. Pentru a nu repeta greșelile. Iar istoria, noi trebuie să o înțelegem nu doar ca trecut. Uitați-vă la tot ce se întâmplă în lume astăzi și în apropierea noastră, presupune pentru cel care lucrează în diplomație, pentru cel care ia decizie, o cunoaștere foarte, foarte detaliată a trecutului din acest spațiu. Pentru că altfel riști să iei decizii greșite. Da, cred că avem nevoie de istorie.